facem diverse lucruri. Pentru toți, este foarte important brandul personal. Cum suntem percepuți de ceilalți, cum ne văd clienții, angajatorii, șefi, colegi. Personal brand. Să te vadă ca un expert, să te vadă ca un om serios, să te vadă ca ce vrei tu. Și puteți lăsa asta la voia întâmplării și să sperați că, da, va ieși, eu fac treaba, mă duc acolo, muncesc din greu și cineva mă va remarca la un moment dat. Și poate în 10-5 ne-am dat seama că ați muncit foarte mult, dar nimeni nu a observat chestia asta și cine a observat va da mai mult de treabă în șase. Sunt niște strategii, niște idei pe care puteți aplica pentru a face un brand mai bun. Ioan o să ne spună despre ele. Haideți să o primim. Mersi, Răzvan. Mi-am luat puțin înainte cu speech-ul, când v-am povestit data trecută. Vom vorbi astăzi despre personal branding. Despre branding am auzit cu toți. Cine consideră sau cine a auzit despre personal branding? Paul, cine consideră că are un brand personal? Astăzi câțiva, în partea aceea? Bine, la final o să întreabă cu voi. Să țineți minte cine ar zica una, da? Ce înseamnă personal branding? Cine... Am luat-o puțin Răzvan înainte, dar cine vrea să oferă o definiție? Cine vrea să spună câteva idei? Ce înseamnă pentru el personal branding? Dintre cei care îți ridică mâna. Paul, ia. Poți vorbesc fără totalitatea percepțiilor oamenilor despre noi, ca persoană. Da, foarte bine. Ana? Eu am un citat foarte interesant care spunea personal branding este ceea ce spune ce spun oamenii despre tine când nu ești în cameră. Exact, da. Hai să vedem. Brandingul ne reprezintă doar logo, imagine, publicitate și marketing. Asta fac majoritatea companiilor. Însă toate sunt brand. Și Da. Brandingul implică mai mult de atât. Implică încredere. Trebuie să transmitem încredere prin ceea ce facem. Implică pasiune, ceea ce de obicei noi promovăm aici, să vorbim despre pasiunile noastre, să transmitem ceea ce nouă ne place să facem. Asta trebuie să se regăsească în brandul nostru personal. Acțiune, ceea ce spunea Răzvan mai devreme. Degeaba facem ceva, e o regulă esențială să faci un lucru bine, să faci cât poți de bine, să dai 100%, să depui 100% efort ca să obții 100%. Dar trebuie să și comunicăm acest lucru. Siguranță, să ofer garanție. Să ofer garanția a ceea ce tu faci, a ceea ce tu spui. Poate tu vrei să fii perceput ca o persoană dinamică, dar dacă tu stai într-un colț și nu spui nimic, nu comunici nimic, nu interacționezi cu nimeni, ei nu te vor percepe ca o persoană dinamică. De altfel, ai putea să vrei să fii perceput ca un om vesel, optimist, dar dacă ești trist și tot timpul poți omorât. Pentru cei care mă cunosc de câte ori m-ați văzut pe mine, fac la zâmbet pe buze. Felicia, zâmbești acolo? Am fost la rostere. Poftim? Te cunosc în schimb, dar mi-aș vrea. Ce înseamnă, de fapt, personal branding-ul este de valori proprii, pe care noi promovăm, îl comunicăm către ceilalți. Cum reușim să ne creăm un brand personal? Sunt câțiva pași, dar, cum spunea și Răzvan, dacă noi respectăm asta, nu înseamnă că nu reușim. Definirea personalității e primul lucru. Să definim ce vrem, ce ne definește, ce ne reprezintă. Poziționarea și comunicarea. Haideți să vorbim despre fiecare parte. Un pas important, înainte de a reconstrui branding-ul, de a reconstrui personal brandul nostru personal, este să ne cunoaștem. Tuturor recomand o analiză SWOT, să-și facă o analiză SWOT. Știm despre ce e vorba, cine și-a făcut măcar o dată o analiză SWOT. Se numește STOP. Cum? STOP. STOP? Nu știu. Ah, ok, românește, ok. Bun. Cine și-a făcut analiză SWOT? ISIC. Și tu? Cine și-a făcut de mai multe ori analiză SWOT? Cine și face periodic analiză SWOT? Cine n-a făcut niciodată? Ce observăm în urma analizei SWOT? Ne definim punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. De ce ne ajută pe noi
siguranță de personalitate, mai sunt și altele. Eu recomand fiind cea mai simplă și adesea este folosită pentru produse, pentru servicii și este mult mai ușor de preluat în brandul personal, atunci când dorim să ne creăm brandul personal. Ne ajută să ne definim valorile proprii, această analiză. Atributele cheie pe baza cărora vrem să ne definim brandul nostru personal. Ceea ce ne reprezintă, cum vă spuneam, totalitatea acțiunilor pe care noi le demarăm trebuie să fie convergente cu ceea ce noi vrem să transmitem publicului. Altfel, dacă nu creăm un tot unitar, nu vom reuși. Despre poziționare. Conceptul de poziționare, ați auzit despre el, știți cum, ce înseamnă, Paul, văd că noi... Ce înseamnă poziționarea? Modul în care vrei... Ești perceput de ceilalți. Locul pe care îl ocupă un mintea ta, un anumit produs. De obicei, au produse care mai de care se... ce scutea? Care mai de care se axează pe a obține un loc cât mai înalt în mintea consumatorului. Pentru asta avem nevoie de diferențiere. Trebuie să ne diferențiem de ceilalți. Sunt foarte multe persoane care fac același lucru ca și noi, sau lucruri similare. Trebuie să descoperim acel lucru pe care noi îl facem diferit și să-l punem în valoare. Autenticitatea este un alt factor cheie, un alt punct cheie pe care ar trebui să-l urmărim. Dacă încercăm să copiem pe altcineva, alte personalități sau alte branduri, vom reuși să fim doar o copie infidelă a realității. Trebuie să venim tot timpul cu ceva nou, ceva care n-a mai fost până atunci. Când nu vreți. Tot ce facem urmărește un singur scop, să ne consolidăm propria imagine. Există două tipuri de imagini, imaginea transmisă și imaginea recepționată. Între cei care ați declarat la început că aveți un brand personal. Trei persoane vine în față, vă ajută, trei voluntari, am nevoie de la voi un pix și o foaie. Și totodată, acele persoane să aibă în sală o altă persoană care se cunoaște, care are o legătură. E ok? Da? Și Paul? Mai vine cineva? Vă rog să scrieți pe foaie un atribut, o trăsătură de personalitate care vă definește cel mai tare pe voi. Ok? Ok? Și în sală, persoana din sală, să scrie exact același lucru despre el, despre Paul și despre Felicia. Cine mă ajută din sală? Pentru Paul Melinte, domnișoara? Pentru Paul? Cine vrea să scrie un atribut? Orice, Ana, ok, scuze, te-am văzut. Și pentru Felicia, cine scrie? Maria. Ok, ai notat. Da? Voi asculta. Ce trebuie să scriu? Ce definește pe Paul cel mai tare? Din perspectiva ta. A venit vremea răzbunării. Hai să vedem. Felicia, deja l-a terminat? Acolo în sală? Ai scris? Ai scris? Chestiune care definește cel mai tare. Da. Da? Ia, ne spui? Da? Răspundere. Da, ia. Răspune de îndrăzneală, pentru că referitor la imaginea care se face cu acesta, mi-a venit la feedback de fiecare dată. Faptul că faci biologie, că, mă rog, ce pune pe Facebook și voi, unde curs, ce ai făcut. Te regăsești în asta? Da, pentru că asta am făcut de foarte multe ori, de când eram mică, adică și ca ea ca noi și, mă rog, sunt o persoană destul de curajoasă, asta pot să spun. Sunt puține lucruri pe care nu. Ia să vedem ce a scris și în sala. Sau nimic. Este o persoană foarte optimistă și încurajează pe ceilalți. E alături de ceilalți. E venit sociabilă. Ok. Se pliază ambele concepte, oarecum? Te regăsești în entuziasm? Te încurajezi și pe ceilalți, pentru că nu poți să dai ceva ce nu ai. Ok, mersi. Hai să vedem mai departe. Paul, ce ai scris aici? V-ați scris pasionat. Pasionat. Ana? De-acord? Ana, am zis. Eu am scris așa, curaj, organizare și ambiție. Ok.
Da. Tot pasiune. El e pasionat de orice. E foarte mare, e foarte mare termenul pasionat. Da. De aceea. Deci, chiar orice. Iau pe ăsta și pe ăsta se ia. Dacă ajunge este aia, e crezut. Hai să vedem, Paul, ce ai scris? I-am scris că mă caracterizează dorința de cunoaștere și dezvoltare personală continuă. Am scris ambiția de a mai excela în tot ceea ce face. Da? Sunt asemănătoare. Observăm că voluntarii noștri, care le și mulțumesc. Bravo! Oricum, ceea ce au scris ei pe bilețele s-a regăsit în feedback-ul primit din sală, în ceea ce au scris și cunoștințele colegii din sală. Ceea ce înseamnă că imaginea transmisă a coincis cu imaginea recepționată. În personal branding, noi ne interesează foarte mult imaginea recepționată, ceea ce ceilalți văd în noi. Însă, pentru că ajunge imaginea noastră așa cum noi ne dorim la public, este necesară comunicare. Cel de-al treilea punct din consolidarea personal branding-ului. Avem nevoie de un demers comunicațional coerent, ceea ce vă spuneam mai devreme. Tot ceea ce facem trebuie să se regăsească într-un tot unitar în partea de branding, ceea ce noi vrem să transmitem către public. Tot ceea ce facem, comportament verbal, comportament non-verbal, comportament paraverbal, absolut tot vorbește despre noi, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care ne mișcăm, tot ceea ce facem. Toată trecută, pe partea de comunicare, v-am promis că o să vorbim despre măști, măști sociale. Pentru asta vă propun să privim câteva imagini. Haideți să vedem. Cum ne comportăm când suntem, de exemplu, la job? Sau când suntem la cină în familie, la masă, la o masă în familie, sau în oraș cu prietena, în vacanță. Sau adoptăm comportamente diferite? Cu siguranță. Ce înseamnă asta? Ne ajută sau nu măștile sociale? Da, ne raportăm la un moment. La context. Ne adaptăm acolo. E bine să ne adaptăm sau? Păi, de câte ori mă duceam direct din trup la bibliotecă cu un an, nu prea e Exact. Vreau să-l cumplim când am vă spune că toți avem un brand, că vrem